Ilie Cioară, Ascultătorul. Fiecare poartă în sine un viclean ascultător. Acest arogant intrus, perturbant, sâcâitor, care împiedică ascultarea, ce înseamnă puritate, înțelegere deplină, limpede seninătate. În reala ascultare, ființa toată e pasivă, atentă, perfect deschisă, tăcută, deci inactivă. Nici nu așteaptă, nici nu speră după vreo realizare. În integritatea ei, vigilentă ascultare. Este oare cu putință să împlinim astfel de stări? Răspunsul găsiți în voi, după aprige încercări. Să nu disperați nici când, căci în toți se află înscrise mii de posibilități clare, sigure, precise. Niciun fel de îndoială, dați întreaga pasiune împlinirii cruciale, niciun pic de aversiune pentru tot ce auziți, ori și ce întâmpinați, cu firea complet deschisă, una cu ce ascultați. Dacă ce auziți e fals, falsul nu vă afectează. Trece doar pe lângă voi, niciun fel nu dăunează.